Vă salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip, dragi prieteni. În vlogul de astăzi am noutăți, după cum se poate observa. Pot să zic că a venit Moș Crăciun așa cu cadouri, în ghilimele. După cum v-am spus anterior, în videoclipul din ziua în care m-am întors de la Expoziția Națională, am aici două noi terarii pe care le-am pus pe poziție. Am făcut deja niște mici modificări, schimbări. Rugăminte mare să dați pe butonul de like încă de la început, să ajute algoritmul, să lăsați un comentariu din primele minute, pentru că mă ajută foarte mult dacă vă place ceea ce fac și ceea ce prezint. Să vă abonați la canal dacă nu sunteți abonați. În clipul de astăzi, schimbări mari aici. Ia uitați-vă acolo cum stau și eu pârlele. Agamele, care și ele vor să fie într-o casă nouă, în acest terariu. Observați că unul este aproape gata și Zoki va primi o casă nouă, o casă permanentă sau semi-permanentă, să zic așa, pentru că momentan o să-l pun pe Zoki în acest terariu mare și după care o să urmeze pitonul birmanez să fie aici, că acela va crește. Am spus inițial că voi pune aceste două terarii pe peretele acesta, dar între timp am făcut niște calcule și m-am gândit că dacă îl pun pe ăla acolo și apoi pe celălalt așa și ăsta în continuare, nu ar fi dat parcă nici bine, ar fi trebuit să scot un nivel și totuși parcă e ok să-l las așa pe tot, că acolo nu mi-ncăpea, bineînțeles că e înălțimea mai joasă, și până la urmă le-am pus cam așa. Puțin supărător faptul că, na, fiind camera mică, în momentul când m-am gândit, bă, aici îmi fac o cameră pentru animale, pentru mine, un birou, nu m-am gândit de fapt prima dată că o să fie o cameră pentru reptile și alte nebunii, și am făcut-o mică, pentru că e o cameră pe care am făcut-o sus la mansardă și din pereți OSB, puteam să mă duc măcar un metru mai încolo, dar am zis, bă, lasă-o micuț așa, cât pentru mine, așa, pentru birou, am eu spațiu de lucru și cam asta este, adică, na, acolo e birou pentru cei care nu știu de unde lucrez, editez, fac videouri și tot ce mai fac, muncesc, dar între timp au apărut și aceste nebunii care mi-e plac foarte mult, adică aveam și de atunci, dar nu m-am gândit că o să ajung la nivelul ăsta și probabil și mai sus pe viitor, dar îmi plac tot mai mult și pe lângă faptul că îmi plac, încerc să le ofer condiții cât mai bune, condiții în adevăratul sens al cuvântului. Da, și revenind la ceea ce spuneam, aici undeva la vreo 30 de centimetri, acolo mai este spațiu, mai sunt vreo 30-35 de centimetri, dar le-am pus așa și na, bine, din partea aceasta se vede până încolo fără nicio problemă, doar că aici este puțin astupat, dar nu deranjează cu nimic animalele, aerisire e pe partea cealaltă și una aici. Iar terarele acestea noi pe care mi le-a făcut Alex pe comandă, pentru cei care mă întreabă de unde am terarele, le-am de la Alex, prietenul meu care are canalul din terariu, el face terare pe comandă, el are și șerpi și alte animale exotice, dar bine, el reproduce șerpi, adică doi din șerpii mei sunt reproduși de el, terarele făcute de comandă, hrană de la el și na, bine, acum am crescut singur șoricei, șobolanii, știți foarte bine, tot cu ajutorul lui, un băiat de nota 20, foarte săritor, te ajută, îți explică foarte, foarte multe lucruri. Și pentru cei care doresc terarii, un astfel de terariu, dacă mă întrebați cât costă, 700 de lei. Material cu manoperă, 700 de lei. Un terariu dintre ăsta, deci dacă vreți, vorbiți cu el. Cred că merge și pe alte culoare făcut, nu știu sigur. Da, cred că merge făcut, dar mie îmi plac așa că sunt mai deschise și mi-e ok că pare mai luminat culoarea aceasta. Aerisirile au fost făcute data asta pe față și pe spate, mai exact sunt două mari acolo pe spate și pe aici, să circule aerul de jos în sus, nu le-am mai făcut pe lateral, cu gândul că poate pe viitor sau acum, dacă le puneam așa pe lateral sau să zicem că puneam astea două în continuare cu astea două pe tot acel perete, nu mai circula aerul și trebuia lăsat un spațiu între ele. Sunt diferite variante, ideea este că au aerisiri cum trebuie, spațiu. Un astfel de terariu are cel puțin astea ale mele. Astea sunt de 1 metru pe 50 cu 50, iar astea sunt de 1 metru 40 cu 50 pe 50.
Bine, 49 au cam înălțime. Că na, depinde cum a fost îmbinarea făcută. Chiar nu, are 40, da, ăstea au 49, ceva de genul 48 jumate sau 49, iar ăsta vedeți că e o diferență măricică aici, deoarece ăstea au 51 înălțime, în funcție de cum au fost îmbinate, tot de Alex. Dar fără nicio problemă, eu mă bucur că sunt puțin mai joase, deoarece oricum o să fie sus pentru șierpi, jos o să fie șopârlele. Și o să vă explic și de ce pe parcurs. Sus am pus deja o parte din terarii, vor mai urma câteva din aceste terarii să le mut, nu neapărat pe sus, ci să le schimb între ele. Jos o să rămână șoricei, chei, o să mai modific, o să mai fac niște lumini pe aici să se vadă totul frumos. Ia uitați-vă aici, unde sunt, mă, insectele, iar se împerechează nebunele astea, aici nu știu cât de bine se vede, ba nu, nu se împerechează, stau doar una peste alta, da, arată super, super mișto așa și cu lumină și cu tot. Terariile astea au un LED aici în spate, ăsta are doar un singur bec pe care o să-l pun pentru șerpi, pentru că n-au nevoie și de UV. Bine, în cazul în care e cald în cameră, n-au nevoie de niciun bec și las doar LED-ul. Și oricum la mine în cameră sunt peste 25 de grade, 27, chiar 32 uneori, foarte cald. Și din cauza asta nu o să-i pun momentan niciun bec, pentru că este foarte cald, n-are probleme. În schimb, jos o să aibă bec UV și bec de căldură, pentru că aici jos voi pune agamele. Agamele vor crește, toate trei sunt pui. Opa, am uitat că am pus sticla, am dat cu mâna și am uitat că am pus sticla la ăsta de sus deja. Încă trebuie să o mai șterg, nu-i chiar curată și instinctiv am zis că e gol. Am uitat că am pus la ăsta de sus sticla. Da, agamele de acolo le voi muta aici, jos vor rămâne agamele. O să crească toate trei împreună până la o anumită vârstă, după care voi vedea, trebuie sexate. Dacă sunt doi masculi, nu se vor înțelege, probabil voi da unul din masculi. Sper să nimeresc măcar o pereche, să nu fie chiar toți trei masculi, că nu știu. Sau dacă nimeresc două femele cu un mascul, ar fi și mai ok. Momentan am un mascul și anume cel roșu. Este mascul 100%. Dacă celelalte două sau măcar una este femelă, ar fi ideal. Pe cealaltă o să văd. Ori îi fac alterariu, ori o voi da. Aceste reptile, aceste șopârle, agame cu barbă, au nevoie de un terariu minim de un metru. Aproximativ. Bine, poți să-l ții și într-unul mai micuț, dar na, depinde. Unii țin de 80, dar cam un metru ar fi recomandat minim. Eu am unul de 1,40 m, pentru că vor sta cel puțin două aici și va fi foarte ok. Spațiu cât trebuie să nu fie cu probleme. Bec de căldură și bec UV neapărat. Iar jos voi pune nisip cuarțos. Am aici nisip cuarțos, luat de la Dedeman, 20 de lei un sac, 25 de kg sau 19 lei, nu mai știu cât. Nu-l voi pune pe tot, voi pune așa un mic strat. Voi pune și niște pietre ca decor. Am luat niște pietre faine, le-am pus acum, sunt în oală la fiert, să le sterilizez. De fapt e un bolovan mare, cred că are 5 kg. O să mai pun niște lemne, o să le pun, bineînțeles, tot așa, cam tot ce este acolo le voi muta dincoace în spațiu mai mare, voi pune de strat de nisip. Iar dragonașul de sus, dragonul chinezesc, o să vină jos, pentru că acolo o să vină Buddha, pitonul, o să vină acolo. Dar pe viitor, pitonul din acel terariu de un metru o să vină pe ăsta de 1,40 m. Iar peste posibil vreo 2-3 ani, din ăsta de 1,40 m va veni într-unul de minim 2 metri. N-am făcut din prima acum de 2 metri, că nici spațiu, deși, na, dacă îl făceam de 2 metri, îl băgam până în capăt și ăsta îl puneam în continuare și asta cred că va fi planul pe viitor. Deci, gen, dacă o să vină terariul de 2 metri, de aici până în partea aia, 100%, o să vină celelalte în continuare și astea o să vină unul peste altul. Într-un fel, nu știu, mai vedem pe viitor, nu știu ce-mi rezervă viitorul, nu fac încă planurile, deși trebuie să le gândesc puțin dinainte, dacă înțelege ceea ce spun. E dezordine la mine pentru că lucrez, după cum se poate observa aici, am un fel de autocolant așa, sus am ales pentru Core Snake, pentru Zoki, am pus un strat de turbă, horticolă,
pământ dintre ăla la sac cumpărat să fie steril, vreo două bucăți de lemn și pe perete acolo am pus la fel de asta. Arată super mișto, zic eu, o să pun și vreo două plante, nu le voi planta, nu le bag în pământ, pământul va fi doar așa de suprafață, nu pun strat gros, pentru că o să le las în ghivece, deoarece dacă voi pune apă în continuu, se umezește și după risc să se umfle palul. Dar oricum, o să fie ok, zic eu, la fel ca și acolo. Și ce am observat, deși nu mă așteptam, la plantele acestea, la tot ce am pus, le merge foarte bine. Cea de aici este extrem, extrem de ok. I-au dat foarte multe frunzulițe noi. Chiar s-a mai înălțat. Arată super bine. Frunza asta parcă așa era, că nu cred că e ruptă de dragon. Nici nu știu. Posibil. Cele de acolo au pui. Uite dragonul cum stă. Numai cu capul la suprafață. Ca un crocobau. Da, la fel, iedera aceea pe care am cumpărat-o are foarte multe frunzulițe noi. Cred că trebuie să o ud. Da, ar trebui să o ud. Acum nu le-am mai dat. Le ud cam cel mult o dată pe săptămână, să zic. Nu, asta e ok. Așa-s frunzele. Da, astea cred că sunt puțin pălite pentru că trebuie să o ud. Astăzi e zi de udat. Deja pe restul le-am pus, au sub apă și le voi muta. Arată foarte bine și au dat foarte multe frunzulițe noi la asta. Deci ca idee o să o mut pe asta și o să punem după. Deci agamele de acolo o să fie mutate, o să fie așa o rotație asta de aici jos, ele aici. Și Zoki, nu Zoki, Buddha, pitonul birmanez o să fie aici. Am mai făcut aici un acvariu. De fapt un acvariu. Am mutat axolotul, fusese în acvariu ăsta și pe axolotul am mutat într-altul mai mare. E mai, nu e atât de înalt, dar e mult mai mare, mai lung. Adică are mai mult spațiu axolotul. Și am pus aici peștișorul beta. Dacă ați văzut videoclipul de la expoziție. Nu știu cât de bine, cum să bat, să pun LED-ul ăsta. Am aici o lumină, trebuie să o prind, de momentan e o improvizație. Cam așa, în fine. Arată mult mai bine realitate, nu știu cât se vede, cred că trebuia să pun un alt autocolant, ar trebui mai... Asta nu-i de la cuvoal mare, dar are foarte multe culori. Mi-a plăcut, l-am văzut eu diferit și mi-a plăcut ăsta. La fel, aici e axolotul, căreia mă gândesc să-i schimb substratul, pietrele astea, să-i pun altfel. Vreau să-i fac și lui ceva mai frumos. La fel, broscuțele le-am scos... O să pun altă culoare, alt pietriș acolo, am cumpărat ceva mai albastru ca să fie ele în contrast, ca să fie un gălbui și la ăsta micul de aici trebuie să-i fac altceva. Pe sus am pus aici tarantulele, în fine, o să vă fac turul complet după. Aici niște insecte, încă nu-i gata. O să revin cu un update, momentan am făcut o primă parte, să presupunem așa. Și... vă mai explic ce fac, pentru că foarte mulți mă întreabă ce faci, de unde le iei, cum le iei, de unde le cumperi, ce urmează și așa mai departe. Și sper să vă placă clipurile de genul ăsta. Deci, niște clipuri informative, consider eu, știu că n-au poate atât de multă parte de atenție, au unui public mai larg, să închid că până după mă trezesc ele, că le fugăresc pe afară. Și... foarte mulți îmi cer ba clipuri cu petarde și alte nebunii. Urmează și clipuri cu petarde perioada asta, după care nu o să mai fie decembrie, sărbători și așa mai departe. Eu cu asta vreau să continui. Îmi place asta. Eu nu țin animalele astea pentru a face bani cu ele, că nu fac bani cu așa ceva. Nu am perechi, nu le înmulțesc, nu le scot. Și cât am investit aici, credeți-mă că nu are rost să explicăm. Pasiunea e pasiune. Plăcerea personală, dragostea față de animale, indiferent de care sunt, că-s insecte, că-s reptile, nevertebrate, păsări, mamifere și așa mai departe. Îmi plac. Și mă liniștesc. Și îmi place să fac la ele. Mă relaxează foarte tare. Da. Așa că, deci cam asta urmează să fac. Hai să vă arăt puțin până la următorul video, că după mă întrebați. Ia uite pitici ăștia. Ia uite cum suge. Ia uite cum se bagă la măsa acolo. Da, nu știu cât de bine se vede.
Deci se bagă toți la măsa, uite cum suc. Observați? Un lucru pe care nu mi-l explic e că sunt albi, nu sunt roz, au fost albi și doi mai cenușii așa. Sunt foarte micuți, focusul, foarte simpatici, pitici. Dar cred că vor le năpârli după puful ăsta sau ce este, nu știu exact. Na, în fine. Și da, mi-a murit, după cum ați văzut în video anterior, mi-a murit Miria Podu de bătrânețe, l-am întrebat și pe Alex când i-am arătat-o să încă a trăit-o bine 8 luni de zile la mine, plus că avea cred că cel puțin un an de când, adică vârsta lui cel puțin un an. Nici noi nu știm cât trăiește un astfel de Miria Pod, milipet gigantic. Și nu știu, cred că în jur la 2 ani încă a trăit chiar foarte bine. Deci, na, și-a atins bătrânețile, m-am bucurat de el, voi la fel, ați văzut un animal nou și 100% cum voi avea ocazia și mă duc la următoarea expoziție în afară sau târg sau orice, îmi mai cumpăr nu unul, ci doi. Și o să-mi cumpăr pe mai multe culori, pentru că sunt și roșii, sunt de mai multe culori. Dar mai vedem până atunci. Până atunci, le facem spații cum trebuie la toate de aici. Ia ce frumos se vede acolo. Îmi place. O să vreau să-i pun și niște plante, deși trebuie să pun întâi substrat. Dar oricum, arată foarte bine. Unii țin beta într-un bol, cum țineam și eu la început, într-un alt fel de, într-un bol de genul ăla și mi-a trăit aproape 2 ani. Și Mihai, de la care am acest beta care este crescător și se ocupă cu așa ceva de foarte mulți ani, mi-a zis că încă a dus-o bine dacă trăi 2 ani într-un bol. Ei trebuie să stea într-un astfel de acvariu. Deci în acvariu pătrat, dreptunghiular, dar nu, sau cel puțin să aibă un perete drept. Poate are în față, să presupunem, o curbură, dar spatele să fie drept. Mi s-a explicat. Da, hai să vedem. Observați că am pus aici un fel de cărămidă. Asta am găsit-o. Am vrut să iau ceva, dădusem o comandă pe la o persoană care mi-a pus pe internet de la mine, din oraș. Dar deja de vreo 3 săptămâni tot se amână comanda aia și am zis că nu mai aștept până vine, nu mai vine. Și mă duc să-mi cumpăr. Și aici e mai deschis în spate. Adică în spate, la cel de jos e puțin mai deschis. Sus este ceva mai închis. Iar acolo mai am culoarea asta. Și mai am la fel o bucată de asta, de la cel ca sus. Asta se desface în două, efectiv, așa și o tai două jumătăți. Și îmi vine exact cât pentru un terariu, uite, se absorbează cu parchetul. Și am zis că fac câte un fel la fiecare. De câte un fel la fiecare, îmi cer scuze. Poate o să fie mai interesant, zic eu. Asta o să-l pun jos. Să fie așa, gen mai închis, mai culori, mai multe, ca și pădurea. Da, alte noutăți, nu știu ce să vă mai arăt momentan. O să continui să lucrez aici. Să-mi fac de cap. Să termin de amenajat aceste terarii. Vă invit să vă abonați încă o dată dacă nu ați făcut-o, să vedeți ceea ce urmează pe viitor. Urmăriți-mă pe TikTok, pentru că am început să fiu activ, dar în sensul că activ, nu știu, rar, când spontan, dacă fac un live, foarte rar, spontan, să mai prezint animalele sau mai postez cu animale, adică cam atât. Dar când îmi vine mie chef, odată la câteva zile, la o săptămână, nu știu, postez mai rar, dar pentru mine înseamnă că totuși sunt activ. Să pun planta aia acum și să, nu, de fapt, haideți aici, pentru că ca și final de video, să-l vedeți pe Zochic, a năpârlit foarte frumos și a și mâncat acum 2 zile, uite în călare aici, un pui de iepuraș. Un pui de californian pe care l-am găsit mort când am venit chiar de la expoziție. În ziua aia a și năpârlit animalul, năpârlise de fapt cred că o zi înainte, era foarte înfometat, am găsit ăla mort, am venit și l-am dat direct, l-am mâncat, cred că n-a durat 5-10 minute. Frumos aici l-am mâncat, iepurașul nu mai mâncase de 3 săptămâni. De 3 săptămâni nu mai mâncase, a mâncat iepurașul, un puișor de California. Ia uitați-le aici pe Zochi. Îți prezint noua ta casă, frumosule, noua ta casă pentru, nu știu, vreun an de zile până o să, dar nu ieși afară, du-te încolo, haide, acolo,
Așa. Ok. Deci noua casa lui Zochi. Să bagă pe sub. S-a băgat pe dede sub, a ieșit capul în partea aia. Are pământ pe cap, ce caragios e. Dai că iese pe dincoace. Da. Ia uitați-l. În sfârșit, cât îmi place să-l văd și cred că se vede super frumos așa. Da, cam asta ar fi. O să-i pun și plantele, o să mai punem una alta. Dacă v-a plăcut video, încă o dată mă ajută foarte mult un like și un comentariu și chiar și o distribuire. Ne vedem data viitoare. Gata, fă mișcare. Le place să se bage în pământ. Și are destul de ok stratul. I-am pus să aibă din belșug, s-ar putea nici să nu se vadă uneori. Că ia uite, exact, se bagă și nu se mai vede. Dar nu mă deranjează. Cam ăsta e videoclipul. Pa, pa!